În topul problemelor sunt diagnosticarea târzie, un circuit greoi al pacientului, lipsa unor programe de screening funcționale pe patologiile importante, complicațiile, ce fac în situații de complicații, și de multe ori chiar lipsa înțelegerii a ce le spune medicul și a ceea ce au de făcut. Vrem sau nu vrem, într-un moment sau altul, fiecare dintre noi, fiecare membru al familiei noastre o să fie pacient și atunci nu e posibil să ne lovim de lipsurile din sistem, să ne lovim de lipsa medicilor de anumite specialități, cum zicea domnul manager mai devreme, sau pur și simplu de lipsa medicilor de familie din anumite localități. Și asta sunt doar câteva din probleme. De aceea, noi credem că este nevoie să avem 9% pentru sănătate. Nu este o cifră aleasă întâmplător, este o cifră aleasă pe baza mediei europene. Atât alocă europenii, cred că atât merită și cetățenii României să aibă la sănătate. Vreau să vă mai spun că dacă media alocată pentru un cetățean în Uniunea Europeană este de 3.300 de euro pe an, în România este de doar 1.300. Din păcate, apărăm tot timpul în rapoartele OECD cu niște cifre foarte, foarte în top referitor la decese evitabile. La noi sunt 358, în Uniunea Europeană sunt 180.